Salut, prietenii ăsta, salut, YouTuber și frații. Știu foarte bine din ce mi s-a spus. Știu foarte bine din ce mi s-a spus când e vorba despre eu. Eu nu sunt supărat pe colecția de Android. Eu nu sunt supărat pe astea, pentru că am făcut-o înțelege. Eu nu sunt supărat pe nimic. Lumea zice că, credeți-mă, că eu am lăsat totul care mă bucură pe de-o parte și las partea triste pe care nu le pot reuși. Nu este vorba nici despre Android, nu e vorba nici despre Clockwork Mode Recovery, pentru că nu e vorba nici de el, nici de cealaltă chestie. Nu e vorba de ăștia. Deși cum nu vreau să vorbesc, nu vreau să, ca persoana respectivă care vizualizează filmulețul, să aibă traume sau să fie supărat pe mine din cauza că am spus o vorbă sau o problemă pe care nu v-am spus-o. Ascultați, nu vreau să mai știu ce va urma, pentru că nu o să urmeze nimic din cele date. Dar pentru că ieri n-am putut să vă spun toată problema, și credeți-mă, nu prea am avut chef să... N-am avut niciun scop și n-am avut niciun chef să vorbesc despre persoana respectivă, n-am avut scopul să vorbesc despre ea, n-am avut parte, pe de altă parte și pe altă parte. Eu sunt puțin cam nervoșel, dar răspunsul meu pentru Liliac și încă un răspuns pentru mama. Am un răspuns de dat foarte dur, pentru că vreți să văd de ce joc eu dur? Versus Liliac, joc foarte dur, deoarece ceea ce mi s-a spus dat dimineața, mie mi s-a spus să nu mi se îndecază să subiezi democrată, adică nici astăzi, niciodată, nici peste iubita ta! No! Asta, nu o să mă dau bătut. Dacă vrei să vă spun adevărate motive, nu mă opolez de nimenea, și vă spun cap la coadă ce s-a întâmplat. Eu sunt foarte dezamăgit că eu vreau și eu să am o legendară și ceva în Brawl Stars. Și ei cum dracu au o legendară în Brawl Stars, hă? Ăștia fac bani făcând poze cu Bibi din Brawl Stars, Bibi goală? Hă? Pajduriul dracu, hă? Că așa este normal să zicem, așa e normal. Pentru că pe Twitter se umple de postări terorism, postări dure la adresa jocului, și tot felul de postări care n-ai ce face. Avocatul Brawl Stars trebuie să ajungă. E un băiat de aur ce ține în mână ciocanul lui Crown. Nu e des. Pentru că eu de când m-am jucat jocul ăsta, mie nu mi-a picat nicio legendară cotoaie. Nu mi-a picat niciodată legendară cotoaie, pentru că mi-aș picioare în Brawl Stars. Păi eu am băgat prea mulți bani, prea multe geuri, dar când postez pe Bibi de săcată să-mi bag, uită-te! Și tu. Eu nu prea m-am bazat pe porcărie din ăla. Mie nu mi s-a întâmplat nimic. Doar că despre Brawl Stars că nu pică legendare e o problemă extrem foarte serioasă. Nu o să-mi treacă nici când o să vreau să păstrez atâtea boxuri. Tot fratele meu se dă drept eu și am o întrebare. Voi credeți că chiar am jucat Brawl Stars, dar după Brawl Stars, cine ar fi crezut să-și face coaie pe care nu am încredere într-una care nu are nimeni doi zile în cază? Cine ar fi crezut în colete care e călărită de Spike și un Angry Birds? Mie mi se răsucesc ochii că nu mai pot. A fost o porcărie chiar și pentru mine. Ieri a trebuit să mă duc după negrese și ghișem. Am luat toată ciocolata pe favori și am pus-o ca sortiment pe un desert. Și n-am mâncat niciodată desert rece. Ieri am mâncat desert cald. La temperaturi ridicate. Nu era nici topit, dar era fierbinte. Puteai să iei o ciocolată pe mine dacă te durea stomacul tău. Dar fix ce
putut să spun. Se pare că eu o să mai scriu pe blog când am timp. Da, pentru că sunt foarte extrem de supărat. Am o problemă foarte mare cu Liliac. O problemă? Ce problemă cu ea? Bine, mai am una. Să nu-ți dorești spânzuratul albima. Nu. Nu pot să mă exprim. În mod clar să te exprim, pot să te exprim. Dar când ești supărat, cineva s-a îngropat 2 cm în pământ, cineva ți-a pus barieră și aia care n-a nevoit o dorință nici o dată. Ei, da, Sweet Bunny este o secretă din ușoară și ea face mai titifa cu ca să înjută toate femeile. Bine, trec la subiect. Nu mai zic, nu mai. Uitați ce-i, îmi cer scuze și o să regret momentele de pe YouTube care am fost foarte dur față de Ramia și doi să intrime măcar să ne nevoia să ia și să o conving. Am fost foarte dur și am fost foarte agitat în momentele acestea. Nu am chef să mai vorbesc despre ea în filmul sau surpriză intimă legat de ea sau de altă persoană pe mine care o cunosc sau nu o cunosc. Nu am de gând să las asta să mă rușineze. Dar de gând m-am jucat Mortal Kombat, ieri ați văzut că skinurile astea au fost adâncate de mine. Dar eu nu sunt creatorul skinurilor. Nu, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum am făcut eu la Permec, la Injustice Permec. Și Injustice Reptile, Injustice bla bla bla. Da? Am instalat eu niște moduri, dacă instalăm și Injustice Reptile, Emerald Reptile și alte feluri, credeți-mă, era foarte interesant pentru că am mai adăugat un skin. Am adăugat coruptă și eu că o să-l adăm pe Baraka, dar într-un alt film. Nu prea vreau săptămâna asta. Astăzi este o zi foarte ciudată de februarie, din cauza că nu mi s-a întâmplat niște întâmplă atâta. Astăzi cred că e momentul să scriu o notiță, o compunere despre de ce mi este de ce importantă frumusețea pe înăuntru dacă te consideri urât pe din afară. Aș vrea ca discuție despre distracție să fie și mai serioase. Când am spus ieri despre invidia de a club, am o întrebare. De ce eu să stau pironit acasă în vacanță fără să fac nimic, fără să mă distrez alături de cineva care mi-a fost dor în toți acești ani sau în toate aceste zile? Recunosc că ieri n-am putut să dorm, n-am vrut să mă trezesc la ora 8 spre 9. Deja am transpirat toată pijamaua! Sau și mai n-a fost întotdeauna, dar am slăbat michina. S-a fost o postare foarte nevantă ieri în Mortal Kombat. Aveam nervi până la tâmplele capului. Și pentru că o să recunosc foarte bine ceea ce fac eu până atunci. Cu toate acestea, am nevoie de o pauză a discuții din astea intime și opoase. Și ne galochează pe după gratii. Dacă nu-i după gratii, poliția om n-ar dura luni, dar dacă să bage după gratii pe acest delicvent și pe acest degenerat de chino, poliția România ar dura câteva zile. Să-l aresteze. Au fugit în Brașov în pădure, au tăiat copaci și niște toporași și niște tâmplari au tăiat copaci și au găsit pe invator. Și nici acum nu le-a trecut prin cap așa ceva. Mie nu mi-a trecut prin cap să postez așa ceva. Și recunosc, youtuber, dacă vreți să fac un filmuleț cum s-a putut insa Sony Xperia pe ăsta, ascultați-mă. Foarte atent. Când am auzit azi dimineață că nu se putea face titfacuri și toate cele, n-am vrut să dau brutalitatea lui Tremor pe Tania, pe Colete, pe alte lucruri. Vreau ca azi să mai vă spun ceva. Păi să vă spun cât îmi durează să mi se livreze pachetul ăla. 4 săptămâni. La USB Giga a durat foarte repede fără să mă notifice. Hăp, dă eu, ce să fac?
De luni până vineri. Fă-o-leu. Eu am alte vorbe să vă spun. Necă să vă spun ultimele cuvinte. Nu a fost amuzant. Dar dacă mi-ați fi dat niște like-uri la filmuleț, credeți-mă, nu știu ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, sunt foarte extrem de supărat pe legendarul, sunt foarte extrem de tare pe mie și ceva în bani aia. Făceam rost de bani. Furam de la Sexy Bibi. Nu e amuzant. Nici asta. Pentru că știți cât sufăr, câtă frustrare de la ăsta? Sufăr o frustrare foarte ieftină. Pentru că ar trebui să fac ceva, dar la Brostars, ce să faci la Brostars? Nimic! Dacă eu am făcut ce am făcut, m-am distrat și eu am o problemă, vorbesc și un utilizator pe Discord. Am instalat eu Recovery Project pe Samsung Galaxy 6 sau S8. M-am gândit că am distrus Android-ul. Păi reinstalează-l! Și acum te plângi că ți-am curiat Android-ul. Păi te-am pus eu pe tine să instalezi un custom ROM, tu ți-l-ai instalat cu mâna ta. Și acum nici eu nu mai instalez custom ROM, decât pe telefoanele astea de tot. Defecțiunea. Și pentru că eu nu prea distrug eu telefoane pentru un custom ROM amărât. Eu am instalat custom ROM, n-am instalat custom ROM, am instalat update ROM pe Sony Xperia Ice Cream Sandwich, pentru că avea o dublură foarte ieftin pentru dulcele. Mi-a picat. Două pisici mi-a picat. Dacă viața mea s-ar sfârși, fără să notific pe nimeni, dacă vreți să știți, că eu n-am putut să mă registrez. Pentru că nu știu de unde voi v-ați găsit un club deschis. Nu știu pe unde dracu. Dar, Liliac, două cuvinte v-a să spun. Când ți-am spus o singură dată că nu-mi plac nunțile, doar pe la piscină, tu de ce te luai după invitația nuntă de rahat? De ce? Unde eram? Da, la... Vreau să stau puțin să tac. Vreau să știți, Spidiose, că v-am supărat! Dacă n-am spus ieri despre ăștia din club, aia dansează troică, cu o să vă alta dansează porcărie la bar. Ceea ce vreau să vă spun este că nu a fost vina mea, nu eu am pus totul intenționat, n-am pus totul pe foc, n-am pus totul pe tavă. Nu înțeleg cum de ăștia se distrează pe seama asta, iar eu să nu mă distrez deloc în vacanță. Dar ce duri, ce idioți, ce idioată, ce idioată ca sula cu pluta. N-am văzut niciodată. Da? Frustrat de o problemă cu legendarea și de o distracție nulă. Nu știu cum să-i spun la titlu. Adevărata problemă de supărat e ziua de azi și frustrarea cu legendarea. Voi ar trebui să știți că nu se mai poate. Nu se rezolvă. Nici o depresie la sine, nici o dorință intimă, nu te îndemnește măcarată și îmi cer scuze pentru că am fost foarte dur la adresa cuiva de psiholog. Foarte multe scuze, că am încercat să o conving, îmi cer scuze oficial dacă îmi filmuresc cu dorința intimă să-mi îndemnească măcarată, îmi cer scuze despre discuția asta cu sui banii v-a deranjat, îmi cer scuze că am vorbit să te fac cu ei filmuresc ei, chiar că eu sunt român și ea, îmi cer scuze că am infiltrat sau... Am folosit o rețea virtuală privată ca să accesez profilul, îmi cer scuze oficial că v-am deranjat, îmi cer scuze că
Discuțiile mele de săptămâna intimă v-a deranjat mai mult pe propria mea mamă, care eu am fost crescut cu o terapie și am fost crescut cu o terapie și niciodată n-am ridicat violența la educație sexuală, am ridicat violența la logopedie, n-am făcut absolut nimic. N-am făcut absolut nimic, credeți-mă că de când eu stau de la 18 ani și anii anterior ce am făcut, a fost o corecție în Android de la vârsta de 18 ani, deoarece n-am fost lăsat, mi era frică că o să-mi zic o persoană două replici foarte dure. Doar că acum că sunt curajos să-mi iau orice Android, sunt oficial un YouTuber, aș vrea să mai vă spun o chestie. Dacă nu-mi pică legendară, aș vrea să spun că demisionez din Brawl Stars. Demisionez, făceai bani, dacă nu făcea Viorel Uraganu filmulețe cu Vulpița. Am un răspuns de dat pentru Liliac. Tu spui că oamenii normal nu fac aceste filmulețe. Păi și atunci cum de unul a filmat-o că a făcut amă public și a postat-o pe telejurnal? A zi! Prea dură replica, dar văd că ea nu înțelege. Liniște, șoarece colibi. Mi-ați băgat dorințe intime în moment, apoi în goapă. Nimeni nu te mai ajută. Nu mai te ajută mama ta. Nici Viorel Uraganu. Nothing from Eva Elfie can help you now. În ghilimele. Eu am vizualizat o felul de youtuberițe și youtuberi. Mai ales al unor rusoaice. Am dat subscribe pentru că cineva mi-a făcut nu știu ce la cont. Dar văd că eu vreau să fac câteva filmulețe azi, dar văd că astăzi nu prea mai am chef de... Așa. Oficial, vă zic pentru ultima dată. Dacă ăștia au considerat că eu să nu mă distrez, nu știu pe unde a găsit locul ăla, clubul ăla sau tot ce aia. Dacă aș compara o persoană și mă o striptor să facă striptease în bikini, am fi zis că eu am dezamăgit, am jignit. Dacă eu n-am jignit și am vrut să folosesc-o ca pe o glumă. Eu sunt un YouTuber, am făcut mood-uri pe Mortal Kombat. Mai multe costume Mortal Kombat, șocați-și! Eu pe YouTube am făcut efecte pentru YouTuberii mei ca să mă simt ca un faimos cu abonați. Aha. Dar ăștia nu mi-au dat views și like-uri și abonați și n-am avut parte decât de certuri pe Mortal Kombat și de ascultat melodia Seniorita cu picioarele pe tastatură. Hei, câteodată o vezi pe soiesc cum se dezbarcă de o costă mai de bikini și o cația și fața. Leon! Melodia asta e nervantă! Dar Liliac a spus că nu contează că ce simt. Pot să fiu și trist și vesel. I a spus că contează să fiu vesel, dar ceva s-a întâmplat. Cred că nu-i de a doi că nu sunt nevinte. Că nu e vina lor. Dar cred că nu vorbesc serios, vorbesc foarte serios. Da, am povestit acolo, vai de capul meu. N-am lăsat nimic care să mă bucure baltă. N-am abandonat nimic, nici am doi zi. Dar m-ați plictisit. O reparație? Eu aș fi spus un Android. Eu aș fi spus, pardon, că o să vreau să iau măsuri. Liliac, cred că s-a săturat de data TikTok-ul, TikTok și alte porcări intime. Asta e adevărul pe care mi-a spus. Dar acum nu mai pot să mai postez pe YouTube. Nici Mortal Kombat, nici fuie intimă, nici sexuali, nici brutality. Nici viol într-un cuțit, nu vă să mai zic despre asta. Asta e o brutalitate pe care mi-a dat-o Kano și nu am respectat-o. Când i-am dat cu piciorul Iron Black, am stricat super puterile. Nu cred că știu ce vă urma. Dacă va urma mai greu, dacă va urma să plâng sau nu, dacă va urma ceva foarte trist, îmi pare rău, YouTuber, că v-am supărat și nu-i amuzant. Ăștia se uitau la conținutul pe YouTube care le provoca spânzuratul. Mai erau ca balena aia, ucigașă și neroadă. Balena ucigașă și neroadă. Ăsta a fost jocul spânzurat. Bine că creatorul iese la pușcărie! Dar eu o să mă uit numai la Garfield.
Ceea ce urăsc este că așa că iau legendară fără mine, învățați. Nu-mi place Nerval, Dracu, Bruno, Harry, Plu. Dar ceea ce nu-mi place este că eu vreau să-mi fac o părere despre personajele mele preferate din Garfield. Vreau să vorbesc despre ele, dar nu pot astăzi, nu pot săptămâna asta. Dacă se poate pe pariu, dacă nu se poate, vreau să vă zic că nu vreau să spameză despre părerea mea despre Nerval la toți youtuberii care vizualizează Garfield, vă rog eu frumos. Am decis să zic că n-a fost frumos ceea ce s-a întâmplat. Doar că s-a întâmplat să nu se întâmple și să o dau în bară și să fiu frustrat pe o legendară și să fiu frustrat pe o doință și apoi pe joi să merg eu undeva. Că nu ai voie nici să răcești la gât, că după aia nu mai ai loc în spitale. Wow, ce dur sunteți! Nu era mai bine anul viitor să o chemă pe aia la parcul aromatic? Pe voi v-a durut fix să nu mai contează. Am avut niște amintiri foarte frustrante. Dacă vreți să discutăm, vă las să discutați pe YouTube ăsta. Vreau să mai povestesc că n-a fost deloc relevant. Doar că dacă m-am dezamăgit pe una care s-a dus fără mie, nu e locul. Mai ales ieri. N-am putut să mă duc cu ea nici în club, nici la discotecă. O vedea striptoză într-un o ținută de baie. Chiar în clubul ăsta. N-am nici cel mai mare cuvânt posibil. Your boy doing something wrong. Super so is ancient and no longer worked. A răspuns lui Alin. Și a spus... Antilated version can no longer be trusted as Chimefire. The original developer sold off to a shady killer dice company that doesn't anything do it anymore. At all. Also, it no longer works on any modern Android version. O să spun mersi, dar la Timur, Ricovi, Bojo și Magisk nu le dau absolut nimic. Se vede. Se vede pe propria mea față că a fost vai de capul meu. Se vede pe propria mea față că am făcut o prostie. Se vede pe fața mea tot. Mi-am luat cu mine toate doințele mămâni și apoi am plecat. Vreau să fac partea a doua într-un stream Mortal Kombat, dar văd că nu azi. Nu azi. Nu prea am chef. Am pierdut super înainte mă și viața înainte de la o persoană de gen feminin care nu, nici nu vreau să zic. Dacă vă considerați că eu sunt supărat pe asta și iar, nu vreau să mai vorbim despre ea pentru că astfel am jucat cărțile, am jucat Macau, a fost foarte dur. N-a avut parte de cea mai mare distracție nici în discotecă, nici în cum, nici să mă duc cu cineva feminin dacă vă mă-ți crede. Nu vreau să vorbesc despre persoana asta, nu vreau să vorbesc despre persoana în cauză, dar n-am voie să zic absolut nimic. Nici o prăză doamna de română veche, nici o împingă în piscină pe aia lui San Shimmer, nici pe măsa, nici pe dracu, dar nu vreau să mai aud. Cu tot respectul meu, vreau să vă zic că Liliac și cu mine avem nevoie de o discuție foarte adversă între noi doi și... În orice caz, dacă mă credeți că pe Twitter, pe loc să mi se dea legendară pe Brosas, se întâmplă prostii și de-abia mai poate să mai suporte abonatul meu băiat de aur. Abia mai poate să mai suporte. Dar vă mulțumesc, vă like, un subscribe și vă mai așteptat. Pa, pa!